sărbători Halloween. Ce prostie! Ne vom scoate costumele șifonate de monștri din dulap și vom ieși pe străzi cu ele să ne bântuim prietenii. Aha, mai degrabă să-i spiri fără niciun motiv. Și desigur ne vom aștepta să primim dulciurile meritate. Dulciurile alea costă bani, care la rândul lor se fac muncind. Iar tu vrei ca eu să te răsplătesc pe tine pentru o sperietură? Din partea mea, să-ți stea în gât dulciurile pe care le primești. Noi ne despărțim și ne vedem mâine la aceeași oră. Pentru ăștia de la televizor, totul e o dramă. Auzi tu, ne despărțim. Și nu uita... Am uitat deja, pentru că oricum n-aveai nimic important de spus. Dacă în lumea asta nu ar fi atât de multe sărbători, oamenii ar fi mai bogați, ar munci mai cu spor și ar trăi mai bine. Dar nu, noi sărbătorim Halloween-ul, ziua îndrăgostiților, Crăciunul și alte prostii. Cine sună la ușă la ora asta? E foarte târziu! Voi sărbătoriți Halloween? Scrieți în comentarii! Sper să fie ceva important, că altfel... Ne dați sau nu ne dați? Nu vă dau! A, deja au început! Dacă ei cred că mă sperie, nu știu ei cu cine au de-a face! Sper să nu mă mai deranjeze nimeni! Urăsc sărbătoarea asta! Nu-ți dau! Nu dau nimic la nimeni! Totul pentru mine! Am închis soneria! Nu mai vreau să fiu drag! În sfârșit, liniște! Nu poate omul să doarmă liniștit că te trezești cu copii cu pretenții la ușă! Nu! Lăsați-mă în pace! Vreau să dorm! Ce mai e și ciudățenia asta? În această noapte vei fi vizitat. Am musafiri nedoriți de când tot încerc să dorm, iar tu ești unul dintre ei. Anii tăi se vor înmulți sau nu vor mai fi? Te vei schimba sau vei rămâne la fel? Nu am niciun motiv să mă schimb. Sunt perfect așa cum sunt. Atunci vei regreta, pentru că va fi prea târziu pentru tine. E prea târziu. Normal că e prea târziu. E ora 9 și mi-a fugit somnul din cauza voastră. Un vârcolac! Un vârcolac a intrat în casa mea! Poate nu am văzut bine! Nu e nimeni! M-am speriat degeaba! Mintea-mi joacă farse din cauza acestei sărbători blestemate! Am început să văd monștri acolo unde nu sunt! Mai întâi, lumina aia ciudată, după care vârcolacul! Oare visez? Sunt cât se poate de treaz și totuși nu-mi pot explica! De ce? Ce foame mie! Un vampir! Ia te uite pe cine avem noi aici! Tu ești chiar real? La fel de real ca și tine! Ce bine arăți! Cred că sângele tău are un gust tare dulce! Stai așa? Am 100 de ani! Sunt rămunit! Oasele-mi stau să cadă! Carnea... îmi este flască și sângele meu e expirat de-acum jumătate de secol. Mai ai un pic și ești la fel de bătrân ca mine. De ce? Tu câți ani ai? 300 de ani.
foarte tânăr pentru un vampir. Un copil, aș putea spune, în comparație cu Dracula. Dracula? Dracula? Primul vampir care a existat vreodată? Dracula ăla din România? Exact. Eu mă duc să mă culc. Poate mă trezesc. Cum vrei să te trezești dacă ești deja treaz? Mă uit la un vampir. Eu cred că încă mai dorm. Și ăsta e un vis. Ai vrea tu? În fine, eu plec. Ai dreptate, ești prea ramolit pentru mine. Mă duc la alții mai tineri. Of, ce foame mie. Am scăpat ca prin urechile acule. Ce bine e că vampirul ăla era cam prostuț. Dacă mai am vreo vedenie cu monștrii, presimt că o să fac infart. Și am deja două. Încă unul și mă duc. O să iau un somnifer și o să adorm ca un bebeluș. Am venit pentru tine. Oh, nu! O pastilă nu e de ajuns! Ai trăit mult și degeaba! E timpul să trecem în cealaltă lume! Da, cea viselor! Gata! Tot ce trebuie să fac e să adorm! Și până dimineață toate aceste ciudățenii o să dispară! Și o să mi se pară niște prostii! Nu scap de mine așa ușor, doar cu niște pastile! Nu sunt orice pastile, sunt somnifere! Încet să mă păcălești, dar eu nu sunt așa ușor de trișat! Moartea nu poate fi evitată! Ah, deci tu ești moartea! Da! Și am venit pentru tine. Prea devreme. Mai am mulți ani de acum încolo. A trebuit să mai aștepți. Încă puțin și ajung la perna mea cea moale. Trezește-te. Nu. Uite ce mi-ai făcut. Mi-a sărit tot somnul din nou! Hai să mergem, bătrâne! Ți-a venit ceasul! Bine! Te urmez! Haide! Oare am păcălit moartea? Și încă cum? Tu cine mai ești? Mă numesc Dovleacul de Halloween. Arăți ca orice alt dovleac. Ai văzut tu vreun dovleac vorbind? Nu. Ai văzut tu vreun dovleac cu ochi și gură? Nu. Eu nu sunt doar orice dovleac. Eu sunt Dovleacul de Halloween. Da, să zicem. Of, de ce ți-e atât de greu să accepti sărbătoarea asta? Pentru că e plină lumea de monștri! Ce sărbătorim noi, de fapt? Frica? Nu, cândva de mult... Bla, 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 știu povestea! Oamenii se costumau ca să arunce spiritele rele! O mare prostie, dacă mă întreb pe mine! Și ce bine e că nu te întreabă nimeni! Acum că ai apărut... Vrei să dispari la fel cum au făcut-o și ceilalți dinaintea ta? Sărbătorește cu mine! În niciun caz! Dacă acum ar apărea Cupidon, îngerul dragostei, ai sărbători cu el? Nu, pentru că și el e la fel de caragios ca și tine! Uite, de aceea ești singur. De aceea nimeni nu-ți trece pragul casei. De aceea sunt fericit că nu mă bate nimeni la cap! Dar oare ești fericit? Singur? Sunt! Urăști sărbătorile, pentru că pe unii îi face bucuroși. Ies din normalul de zi cu zi pentru câteva ore și fac altceva decât de obicei. Aha, eu iubesc să mă plictisesc. Încăpățânat ca întotdeauna. Nu mai ai mult, bătrâne. Trăiește puținul pe care îl mai ai printre oameni. Atât
de târziu și totuși atât de devreme. Ha! E încă Halloween. Asta e tot ce am găsit în fiecare an după noaptea de Halloween. Ca de obicei, adun tot ce nu le mai trebuie celorlalți, cu speranța că într-o zi le voi folosi eu. Ne dați ori nu ne dați? Ha! Vă dau! Vă dau! Vă dau! Iulian! Cum îndrăznești? Vă dau! Sărbătorește Halloween-ul! Poate ar trebui să-l mai las câțiva ani pe pământ. Poate o să aibă și el un prieten în viața asta.